Salut, sunt Cosmin și astăzi vom învăța cum să cromăm o mașină. Vom ajunge la ceva de genul ăsta. Bun, ce vom face și ce avem nevoie? Vom avea mai întâi nevoie de o mașină neagră, neapărat neagră și un pic metalizată, ca asta de exemplu. Vom da mai întâi dublu click ca să deblocăm background-ul. Acum vom da un pic de zoom și vom face cam același lucru care l-am făcut și în prima parte din tutorialul anterior, pe care îl găsiți pe canalul meu. Vom selecta poligonul alăsatul și vom începe să selectăm conturul mașinii sau unei părți din mașină, dacă vreți să cromați numai o singură parte din mașină, depinde. Acum, ca de obicei, voi da un fast forward ca să meargă mai repede tutorialul și ne reauzim după. Bun, acum vom începe să deselectăm zonele pe care nu vrem să le avem ca și cromate. Ținem tasta Alt, vom face selecțiile la faruri, la geamuri, la mască. Masca de acum nu o să fac ca să meargă un pic mai repede tutorialul, dar o să arate iurea, vă spun. Și da, voi să o faceți ca să iasă cât mai profesional. 1. Bun. Acum ce trebuie să facem, având layer-ul selectat, mergem, dăm mai întâi un zoom. Aici mai avem geamurile. Am uitat de geamuri. De parbriz. Așa. Facem o selecție repede. Bun. Acum mergem la Image, Adjustments, Brightness and Contrast și ne jucăm din Brightness. După cum observați, s-a cromat mașina. Cu Preview selectat, dați OK. Ctrl D ca să deselectați. Și cam asta este. Puteți să mai jucați, să mai dați încă o dată, având selectată toată partea asta, să mai dați încă o dată, să mergeți în Image Adjustments, Brightness and Contrast, să mai scădeți sau să mai măriți luminozitatea. Depinde cum vă place. Bine, ok, cam asta a fost pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim la un alt tutorial de Photoshop. Salut! Ok, încă ceva. M-am hotărât să redeschid canalul de comedie My Funny World TV, în care făceam montaje funny în genul Ray William Johnson, numai că în română. Linkul este aici sus pe ecran. Și de asemenea vreau să vă mai anunț că mi-am deschis un blog, se numește My Funny Me Now. Linkul este în descriere, o să-l găsiți în descriere. Și asta chiar este tot și chiar terminăm pe ziua de astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Data viitoare vom avea un tutorial mai special, pentru că este făcut la propunerea unui subscriber. Ok? Mulțumesc pentru atenție, ne auzim data viitoare. Salut!